Bună ziua! Eu nu știu dacă camera înregistrează sunetul sau zumzăitul care este în jurul acestui transformator, însă în jurul acestor transformatoare, cât și linii de înaltă tensiune, noi deseori putem auzi un zumzăit. Acest zumzăit sau zgomot este de fapt efectul de descărcare corona, care este un câmp electromagnetic care nu de puține ori ne poate influența negativ sănătatea și starea de bine a persoanelor care se află un timp mai îndelungat în preajma acestor transformatoare sau linii de înaltă tensiune. Și sunt cazuri, de fapt și confirmate, când aceste expuneri pe timp îndelungat creează efecte foarte negative asupra sănătății umane. Terenul meu se află, uite, la o distanță, eu știu, de vreo 150-200 de metri de acest transformator. Adică este tocmai acolo. Iar eu, în alegerea terenului meu, am parcurs mai mulți pași, mai multe filtre. Iar unul din aceste filtre a fost să măsor o distanță sigură a viitorului meu teren față de liniile de înaltă tensiune și transformatoare electrice, care, în dependență de tensiunea acestora, puteau să, sau eventual puteau în viitor să influențeze sănătatea mea și a familiei mele. Acest video va fi despre metoda de calcul, cum eu am calculat aceste distanțe sigure, și o să vă prezint această metodă în acest video. Este vorba de doar 4 pași foarte și foarte simple. În calcularea unei distanțe sigure am observat un lucru. Distanțele care se spun așa sigure, specificate în legislație și în multe alte norme, sunt cu mult mai mici decât distanțele sigure pe care ne avertizează medicii, savanții și multe alte studii. Așadar, ce am făcut eu? În primul rând, am găsit normele legislative în domeniu. În acest sens, noi în Republica Moldova ne orientăm după hotărârea numărul 514 din 23 aprilie 2002, privind aprobarea regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice. Pentru România, găsiți și consultați normativul NTE003-04-00 privind construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 de volți, care oarecum adaptează sau se adaptează la standardul european de linii electrice, EN 5341-1-2012. Revenind la normativul nostru, chiar la noțiuni, avem așa zonă de protecție a linii electrice aeriene. Zona de-a lungul acestea, constituită din terenul și spațiul aerian, limitate de planurile verticale, depărtate din ambele părți ale liniei de conductoare marginale, fără devieri, la distanța de, dacă este tensiunea până la 1 kV, 2 metri, 1,20 kV, 10 metri, 35 kV, 15 metri, 110 kV, 20 de metri, 330-400 kV, 30 de metri și 750 kV, 40 de metri. Acestea sunt distanțele din normativ care, când se construiește o casă sau vreo clădire, trebuie să se respecte aceste distanțe. Însă, după cum am zis, practic toți medicii bat alarma că trebuie să fie mai mari. Eu personal și subiectiv la fel consider că trebuie să fie aceste distanțe mai mari dacă se ia în calcul și protecția sănătății vieții oamenilor, nu doar protecția acestor rețele electrice. Deoarece această hotărâre și acest regulament este oarecum aplicat dual. Am găsit cazuri în jurisprudența Republicii Moldova când s-au judecat anumite persoane cu, eu știu, cu furnizorii sau cu statul, nu mai țin minte, și avocații statului sau furnizorului de electricitate au făcut trimiterea la acest normativ, precum că se respectă aceste distanțe. Deci, acest regulament se aplică oricum dual și pentru protecția acestor rețele, cât și pentru protecția sănătății. Lucru care eu nu-l consider tocmai ok. Deoarece, după cum am zis, personal și subiectiv, consider că distanțele pentru protecția sănătății oamenilor trebuie să fie mai mari. De ce? Deoarece normele respective sunt practic identice cu normele care existau în URSS.
este practic un copy-paste în oglindă 99%. Ca să vă dau citire. Normele respective din regulamentul aprobat în 2002, nu știu dacă specialiștii sau consilierii care au consiliat miniștri sau deputații care au adoptat acest regulament s-au bazat și pe alte studii, însă acestea, după cum am zis, sunt copy-paste-uri. Sunt practic aceleași distanțe care le găsiți și în regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice de o tensiune mai mare de 1000 de volți, aprobat prin decizia Consiliului de Ministri URSS din 26 martie 1984, care erau aplicabile și pe teritoriul RSSM, și aceleași norme le găsiți, adică aceleași cifre și distanțe sigure, ca și cum sigure, le găsiți și normele sanitare și regulile cu privire la protecția populației împotriva influenței câmpului electric generat de liniile electrice rele de frecvență industrială, numărul 2971-84 din 28 februarie 1984, care stabilește limitele maximale admisibile ale intensității câmpului electric. Alo, stimate autorități, și nu vorbesc de pe plan local, ci în general, pe plan național al Republicii Moldova, sunt practic aceleași distanțe și norme ca 37 de ani în urmă. Eu nu cred că este ceva normal. Adică eu înțeleg că voi acolo sunteți ocupați, aveți și alte treburi, tot respectul meu. Nu mă bag eu în politică, însă hai să fim cinstiți oricum și logic. În 37 de ani au mai fost studii care s-au mai făcut, au mai fost diferite alte rapoarte, eu cred că trebuie și pe acestea de luat în considerație, nu? Nu să facem doar un pur și simplu copy-paste, să facem un alt regulament cu un nou an și așa mai departe. Nu știu. Există numeroase studii și avertizări în domeniu privind efectele negative asupra expunerii pe perioade mai mari de timp la frecvențe joase sub 50 de Hz și la aceste câmpuri electromagnetice de la liniile de înaltă tensiune și chiar transformatoare. Multe din următoarele afecțiuni au fost deja confirmate oficial de Organizația Mondială a Sănătății, ca având o legătură directă cu expunerea îndelungată la aceste câmpuri electrice și magnetice, inclusiv de radiație. Și anume, mutații la nivelul cromozomilor, cancer, leucemie, hipertensiune, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cefalee, scăderea imunității, a fertilității chiar, iar din păcate copiii sunt cei mai sensibili la influența acestor câmpuri. Eu cred că cefaleea este încă practic un rezultat al expunerii îndelungate foarte minor în comparație cu alte probleme de sănătate care pot să apară. Al doilea pas a fost să măsor distanțele sigure față de aceste linii de înaltă tensiune și transformatoare. După cum ați văzut și în regulament, avem anumite distanțe sigure în dependență de tensiunea care trece prin acele linii sau transformatoare. Pentru a fi sigur că sănătatea dumneavoastră în niciun moment nu va fi afectată, multiplicați fiecare din acești indicatori la 10. Da, m-ați auzit bine, multiplicați la 10. Și acum atenție, foarte curios, însă dacă multiplicați cifrele din standard la 10, ca distanță sigură, o să vedeți că de cele mai multe ori aceste cifre multiplicate coincid sau aproape coincid cu distanțele sigure despre care ne tot zic medicii și diferite studii în domeniu. Al treilea pas este identificarea acestor linii și transformatoare în zona dumneavoastră. Aici, în principal, aveți două metode. Prima metodă este vizual, să le găsiți în zona dumneavoastră. Adică, cum vedeți și în spatele meu, ne uităm în zonă, aproximativ, eu știu, jumate de kilometru și le identificăm. Fie găsiți și consultați documentele furnizorilor de electricitate sau autorităților publice locale. Eu am folosit site-ul primăriei, planul urbanistic zonal, categoria rețele electrice, și aici deja simplu. Dați zoom, vă uitați pe harta respectivă dacă sunteți din zonă, vedem liniile, vedem transformatoarele, vedem mai jos aici legenda ca să vedem ce linii, ce culori, ce tensiuni au.
Eu cred că este foarte simplu de utilizat. Ulterior, eu am suprapus poziția acestor linii transformatoare cu situația reală. Adică am mers chiar la fiecare poziție și am identificat situația reală pe teren în zona care pe mine mă interesa. Și al patrulea pas este măsurarea distanței față de liniile de înaltă tensiune și transformatoare. Distanța se măsoară în linie dreaptă. Eu am folosit Google Yard și Index Map. E foarte simplu, este ușor să folosești rigla acestor instrumente, este online și gratis. Iată, dacă ne uităm, uite acolo cum se stâlpul în curte la oameni. Dacă ne uităm, și acest stâlp cum stă foarte, foarte aproape de curțile oamenilor. Ce pot să spun eu? Eu personal v-am prezentat în acest video metoda folosită de mine pentru a stabili o distanță sigură de aceste linii de înaltă tensiune. Dacă dumneavoastră doriți să credeți în, eu știu, distanțele sigure specificate normativ și în legislație, este alegerea dumneavoastră. Cu toate că, dacă o să faceți un research și dumneavoastră o să vedeți că aceste distanțe sigure sunt mult mai mari față de recomandările din foarte multe state, dependență de standardul acestora și normele acestora. Și aceste distanțe sigure și metoda respectivă care v-am oferit-o eu în acest video este mult mai aproape de distanțele sigure de care bat alarma medicii, specialiștii în domeniu și alte persoane care, eu știu, monitorizează și se ocupă cu studiul și analiza acestor efecte negative pe termen lung. Eu vă urez succes, toate cele bune și ne revedem în curând cu alte videouri. La revedere!